O resursă absolut fantastică pentru psihoterapeutul practician care lucrează în practica clinică cu adulți și nu numai, care au istoric de traumatizare complexă, este acest titlu. Manual de tratament pentru tulburarea complexă de stres posttraumatic. Și vedeți, acest titlu complex ne indică de fapt și complexitatea problematicilor adulților care au acest istoric, pentru că nu vorbim doar despre PTSD-ul clasic, acela definit de DSM, vorbim de fapt despre aproape toate tulburările vârstei adulte clinice, acele etichete, acele diagnostice multiple pe care un adult le primește, care cel mai adesea, uitându-ne corect în istoricul de dezvoltare, putem descoperi că se referă de fapt la acest cumul de factori de suferință, dacă vreți. Și atunci, ce face Ariel Schwartz este că ne indică un model foarte clar, structurat, în trei etape prin care putem lucra cu această tipologie de clienți, cu acest tip de istoric. Și înseamnă ce? Înseamnă că nu vom merge direct în procesarea traumelor, amintirilor traumatice, a experiențelor dureroase prin care clientul a trecut, ci până atunci avem nevoie de un întreg proces de redobândire a stării de siguranță, de ancorare a clientului în mecanisme adaptative și mai ales în a se împrieteni cu corpul său. Pentru că și știința actuală, alte titluri valoroase ne arată că, de fapt, traumatizarea rămâne foarte puternic la nivel corporal. Corpul este cel care suferă cel mai mult în urma acestor tipuri de evenimente și atunci aici putem începe. Și abia după ce avem această primă etapă, mergem la procesarea traumatică, la acele experiențe și evenimente traumatice care ne-au impactat, ca apoi să putem merge către zona de integrare și către a-l ajuta pe client să ancoreze noile strategii în viața de zi cu zi, nu doar să nu se mai ducă la amintirea, memoria traumatică. Femeia aceasta a făcut o muncă extraordinară și, dincolo de conceptualizarea foarte clară a intervenției pe această problematică clinică, ne oferă și instrumente clare. Aveți, cred că, peste 100 de tehnici aici, specifice, pe care le puteți duce în cabinet cu clienții voștri. Și dincolo de toate, este o abordare integrativă, relațională, care valorizează relația terapeutică ca instrument eficient de reparație pe termen lung a traumatizării complexe. O altă minune pe piața românească și în literatura de specialitate psihoterapeutică.